Absolvenții promoției 1981-1985 ai Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu, vechiul Institut Teologic de Grad Universitar din Sibiu, s-a reunit la Mănăstirea Voroneț. Sfânta liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcopul de Bălți, alături de un sobor de preoți și diaconi, inclusiv o parte dintre preoții care acum 37 de ani au finalizat studiile de licență la Facultatea de Teologie din Sibiu. Preasfințitul Părinte Antonie i-a oferit Stavroforei Gabriela Platon o candelă care să ardă pentru unitatea neamului românesc. Când mă bucur împreună cu frățiile voastre, păstrați această rânduială. Nu o să vă spun nimic de ceea ce ține de preoție. Doar atât un îndemn, vă spun tot ce am citit noi sau am auzit în cele al preoției, să ne străduim să le îndeplinim. Să nu uităm de Basarabia, după ce ne rugăm pentru noi, pentru sufletele noastre, să rostim o rugăciune și pentru Basarabia, pentru frații noștri de acolo. Noi suntem un neam și s-ar cuveni să fim mai interesați de ce se întâmplă acolo. Mai multă unitate, mai multă solidaritate. Vă mărturisesc că nu de fiecare dată am simțit aceasta în spațiu aici, în România. Am o explicație mea, la fel poate este consecința educației care a fost în perioada socialistă, cred. Nu știu, lecții de istorie, poate nu se vorbește, nu știu motivul. Preasfinția voastră, mulțumim foarte mult, Buda Proste, pentru această candelă și pentru că sunt sigură că ați aprins-o de la candela de pe Sfânta Masă de la noi. Asta este Sfânta Lumină, care a venit din cer și anul acesta. Slujiți astăzi la altarul unde a slujit și Daniel Sihastru și atâția alți cuvioși care s-au nevoit 350 de ani aici la Mănăstirea Voroneț și pereții aceștia sunt impregnați de rugăciunile lor, în primul rând de murmurul rugăciunilor și de zi și de noapte care vor fi fost. Și noi, după o pauză de 206 ani de nemănăstire, cu ajutorul Dumnezeu, începând cu măicuța noastră stareță, întâia stareță a Mănăstirii Voroneț, Stavrofora Irina, și ucenicele ei, reînviem mănăstirea aceasta de atâtea sute de ani și cu valoare atât de inestimabilă pentru spiritualitatea românească. Simțiți că sunteți suflet din sufletul nostru, preot sau simțit una, cu preasfinția voastră. Vă mulțumim. Vorbim de o Basarabie, vorbim de fapt de o Moldova lui Ștefan cel Mare, aici e Bucovina, acolo e Basarabia, împărțiri în 1775-1812, niște momente grele pentru Moldova lui Ștefan cel Mare, dar vorbim de aceeași Moldova, lui Petru Numușat, al lui Alexandru cel Bun, al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, al lui Petru Rareș. După aceea au venit năvălitorii și așa cum ați spus, trebuie să fim uniți. Nu știm câți vom fi la anul, de-aia totdeauna facem chemarea după 35 de ani, ca în fiecare an să ne întâlnim. Venim fiecare și mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință pentru tot ce că suntem iarăși împreună. Vă mulțumim că ne-ați onorat, mulțumim mai că stariți pentru tot și Voronețul pentru mine rămâne ca de un loc sacru, un loc sfânt, un loc binecuvântat și prin locul care este, prin faptul că aici a fost măicuța Irina, prima stareță, și pentru că acum este maica stareță Gabriela. La mormântul Stavroforei Irina Pântescu s-a oficiat slujba parastasului, atât pentru întâia stareță a Voronețului, cât și pentru profesorii și absolvenții promoției 1981-1985. Oaspeții au avut parte la final de o scurtă prezentare a picturii exterioare a Mănăstirii Voroneț.